Faptul că Nicolae Demetriade a fost ales în funcția de director executiv al Tarom, deși reprezintă mai multe firme aflate în concurență cu această companie, reprezintă un grav conflict de interese, spune ministrul transporturilor, care a anunțat că va lua măsuri în acest caz. Un conflict de interese mai clar decât acesta, cred că rar întâlnim. Pentru a avea o atitudine hotărâtă și atât, trebuie să avem și toate datele. Sigur că o să investigăm, trimitem corp de control și o să investigăm nu numai activitatea pe care domnul Demetriade și nu numai domnul Demetriade, toți cei din conducere au avut-o. O să investigăm inclusiv toate contractele care în ultima perioadă au fost derulate. Potrivit ministrului, acționarii vor încerca să găsească în această săptămână o soluție pentru aplanarea conflictului din fruntea companiei. Conflict care, spune Ramona Mănescu, a apărut ca urmare a respingerii măsurilor managerului privat. Eu înțeleg că această AGA extraordinară dorește, tocmai pentru a pune capăt acestui conflict, dorește să ceară de la Consiliul de Administrație toate datele pe care Consiliul de Administrație le are la dispoziție, în așa fel încât să vedem în ce fel este argumentat acest conflict de către Consiliul de Administrație și în ce fel sau în ce măsură acest conflict poate fi aplanat. Ne aflăm într-o situație bizară. Consiliul de Administrație, chiar acest Consiliu de Administrație condus de domnul Pascariu, l-au validat pe domnul Heinzmann și i-au aprobat și planul de management. Odată ce l-au validat și i-au aprobat planul de management, era de presupus ca ori de câte ori domnul Heinzmann venea cu măsurile pe care vrea să le ia conform planului de management în Consiliul de Administrație, Consiliul de Administrație să le analizeze și să le aprobe, eventual cu modificări, dacă era cazul. În mod repetat, se pare că orice măsură propusă de domnul Heinzmann în acord cu planul de management aprobat de Consiliul de Administrație au fost respinsă. Deci orice măsură fiind respinsă, domnul Heinzmann nu a putut să-și implementeze, da? Să-și ducă la bun sfârșit planul de management. Bun, de aici conflictul. Nicolae Demetriade și-a dat demisia săptămâna trecută din funcția de administrator director executiv al Tarom, nemulțumit de condițiile de lucru.